acorde. Ascultăm, care este poziția inspectoratului? Da, situația respectivă ne-a fost într-adevăr semnalată de către părinte și noi am făcut toate demersurile, mai mult de fapt unitatea de învățământ care este angajator al doamnei învățătoare, în sensul că a fost finalizată o cercetare disciplinară, au fost anunțate instituțiile competente de GASPC-ul, poliție, care au venit și au preluat inclusiv date de pe camerele din sistemul centralizat audio-video al unității de învățământ. În schimb, aceste înregistrări care au apărut astăzi în spațiu public nu au fost puse nici la dispoziția școlii și, din păcate, nici la dispoziția inspectoratului școlar. Este pentru prima dată când le avem la dispoziție și, evident, am solicitat să se demareze o altă cercetare disciplinară la nivelul unității de învățământ și să se ia măsurile legale care se impun. Doamna învățătoare este o doamnă învățătoare pensionară. Sunt convins că lucrurile se vor rezolva rapid, astfel încât să avem un alt om la catedră, pentru că nu e de lăsat o astfel de situație și limbajul suburban nu are ce căuta în sălile de clasă, în relația dintre un cadru didactic și elev.